un hit de anul trecut deja e vechi. Cred că un hit de câteva luni e vechi. E o treabă sezonieră, sigur că da. Dar spun, și o spun cu responsabilitate, există din noile generații oameni pe care eu, în care eu am investit foarte multă încredere și am ferma convingere că vor lăsa ceva în urma lor. Interpretativ, uite, eu sunt convins că Smiley va rămâne, Delia va rămâne, Andra va rămâne. Sunt oameni care au ceva de spus. Sunt buni profesioniști, oameni care tratează cu foarte mult respect și seriozitate meseria pe care o fac și lucrul ăsta își va reflecta roadele în timp. Dumneavoastră ați cântat poezie. Anii asta aceia este, erau da, ani de poezie. Nu mai stai să-i spui iubitei versuri, să-i dai trandafiri, timpul trece. Înțeleg pe ăștia mici. Nu mai stă nimeni să piardă vremea cu scrisorele, cu... Ai mail-ul, nu-i de ajuns, ai tot felul de rețele de socializare, întâlnirile se fac așa din fugă. N-avem timp de hai să admirăm un apus și mai vedem noi pe noapte ce facem. Nu, domne, trecem direct la noapte, numai sărim peste apus că pierdem vremea. Asta e. Cum v-ați apropiat de muzica asta, de spectacol, de teatru, de film? Mereu m-am întrebat cum se compune o astfel de muzică. Vezi întâi spectacolul, vorbești întâi cu regizorul, simți un ritm al... Ar trebui să vă spun din pornire că eu am început în teatru. Debutul meu a fost prima dată componistic, s-a întâmplat la Brăila, la Teatru Maria Filotti, și a fost pe o muzică de teatru. După aia am urcat pe scenă și am debutat ca și cântecios. Dar în teatru am crescut, acolo am făcut ucenicia și am copilărit la mine, la Brăila, la Teatru Maria Filotti. Am crescut cu niște oameni extraordinari, am învățat foarte multe lucruri, iar după aia, eu fiind și geamăn, îmi place foarte mult să mă joc cu chestia asta, unul din gemeni s-a dus pe zona teatrală și și-a văzut de muzica de teatru, iar celălalt a urcat pe scenă și a început să cânte altceva decât ce făcea pentru muzica de teatru. La muzica de teatru lucrez mai mult cu materialul clientului. Adică? Păi, e un spectacol, vine un regizor, care el este șeful mare, directorul general, marele Dumnezeu al spectacolului, care știe tot. El aude tot în cap, aude muzica, vede scenografia, știe ce au de făcut actorii, știe drumul pe care trimite textul spectacolului, textul piesei respective, pentru că e o viziune, sigur, personală asupra... Același spectacol poate fi pus în 11.000 de feluri de tot atât de mulți regizori. Și sigur că atunci începe să-mi dea teme. Iar eu trebuie să lucrez în favoarea spectacolului implicit a regizorului. Acolo nu e că îți faci de cap, sigur. Îți pui în valoare personalitatea ta creatoare și automat slujești însă spectacolul, nu calci pe dărături. Din coace când sunt pe scenă, îmi fac eu cântecelele mele, bălăduțele mele, cum vreau eu și mi le cânt cum vreau. E, acolo e șeful ăla care stă cu biciul pe tine rău de tot. Și are un anume ritm, un ritm pe care îl imprimă... Ritmul ți-l dă la fel spectacolul care e dat de regizor. Aici, cum să zic, în clipa în care unul din compartimente îți sare în ochi la un spectacol. Te duci la un spectacol și vezi un spectacol de teatru, da? Te duci să vezi o piesă. Dacă ai plecat din sală și spui, vai ce regie bună sau ce mult mi-a plăcut muzica sau ce decor fantastic, înseamnă că ceva e în neregulă la spectacolul ăla. De la un spectacol trebuie să pleci spunând foarte simplu. A fost un spectacol sau mie mi-a plăcut spectacolul ăla foarte tare. Pentru că discuți de un tot unitar. Toate compartimentele creatoare ale unui spectacol dau acest tot unitar care este produsul finit.